N-am intrat la apă, dragilor. Sunt lângă apă. Sunt pe mal. Ce să mai, că nu mă mai ține nici pe mine. Oh, ce am putut să trăiesc astăzi, ce emoții, ce amintiri, ce frumusețe, dragii mei. Vă invit cu toată bucuria pe care o pot avea eu în momentul de față când filmez. Vă invit să urmăriți un material care mi-a strânit foarte multe amintiri. Acum, acum 30 și de ani și eu ieșeam de aici, nu de aici, din această apă, din apă și mă urcam prin podium. Am gustat la 11 ani, la vârsta de 11 ani, am gustat din bucuria clasării pe un podium. Astăzi este despre niște copii frumoși, este despre niște antrenori care pun suflet. Astăzi este despre noi, despre sănătate, despre viață. Vă rog să urmăriți un material și la final, dacă v-am convins, o să vedeți ce aveți de făcut. Urmăriți, vă rog, materialul, vă provoc să o faceți până la capăt. Dragii mei, asta e apa. Ăsta e uscatul. Acesta este antrenor. Bună ziua, domnul Pană. Bună ziua. Doamna Bine Deanu. V-am găsit. Pană, omul care ne-a chemat astăzi și cine a spus că e în spatele noastră, colega? Colega mea, Carmen. Și ea vă ajută? Da, foarte mult. De ce? La ce vă ajută? La ce? Să la creșterea și la formarea copilor în acest sport minunat. Povestiți-ne un pic despre copilași. Haideți, dacă vreți să mergem. Mergem după dumneavoastră. Da. Ce să zicem? Suntem aici, clubul este înființat de acum 5 ani. Rezultatele au început să apară treptat. Avem foarte multe medalii, foarte multe cupe. Copii care au început la 4-5 ani. De exemplu, vă dau un exemplu, un copilaj de la vârsta 5 ani s-a apucat de not și la ora actuală are 4 medalii naționale. Wow. Îl cheamă Șoai Maru Atela Bogdan, care eu zic că duce cu mândrie aceste rezultate în cinstea orașului și numai numele meu sau al clubului își reprezintă familia cu drag. Uitați, el este Șoai Maru Atela Bogdan, ma, are vârsta de 11 ani. Vai, păceați! De unde ați furat astea? S-a voastre? Da. Asta s-a voastre toate? Da. Mă, ce aici? Băiatule. Medalele naționale. Un copil care a început la vârsta de 5 ani. El este? Da, el este, da. Mă, dar sunt mai multe decât tine. Da, ea este Antonia, are vârsta de 7 ani. A început acest sport minunat și foarte greu. La vârsta de 4-5 ani. Wow. Și toate astea sunt câștigate de tine? Da. Acum de curând a câștigat și o cupă de cel mai bun timp la Cupa Bistriței. Super tare. Ea este Adel, în vârstă de 8 ani. A început sportul la acest sport la 6 ani și o face chiar foarte bine. Ea este Andreea, are vârsta de 12 ani. A făcut acest sport și la început la clubul cum se cheamă? Grav Morle, nu? Așa. Ea este Melania. A început sportul acum un an de zile. Și acum? Da, și acum văd că se chinuie, dar nu face bine, nu face rău. În spate acolo cine? Da. Tot medalii sau ce sunt alea? Da, da, da. Vai de mine ce acolo. Vai ea de mine ce acolo. Ea este fetița mea, pana Rebecca Maria. A început sportul la 4 ani, acest sport la 4 ani și are foarte multe medalii. Foarte multe. Alea s-a lei toate. Toate. Alea s-a lei toate. Toate. Domnișoar, alea sale tale toate? Da. Oh, vai de bine. Păi trebuie o cameră numai să le întinzi pe toate acolo, nu? Wow. Rebecca, vină mai în partea asta, că bate lumina, da? Bate mult lumina. Doamne. Tu de ce e supărată? Ce ai pățit? Că n-ai luat nicio medalie? Dacă ai... Ea este Sofia, are 5 ani. Așa? Și sperăm să se calce pe urme la celălalt fete. Ma, câte s-a aici? Păi... Tu n-ai avut atâta timp de odihnă cât ai avut dintr-o... Ea are medalii de la vârsta de 5 ani jumate la fiecare concurs, medalii și cupă. Wow! Super tare! Super tare! Da, cu această echipă minunată eu mă mândresc, reprezint orașul Grav Morlui și sperăm să facem în continuare destul de bine. Nu-s grele astea? Nu-s cam grele, nu? Și tu? Ai și tu acolo medalii? Foarte frumos! El este Călin, vârsta de 7 ani. El este Tudorel, la vârsta de 5 ani are 6 medalii.
la vârsta de 5 ani are 6 medalii, nu Tudor, face naveta de la Botoșani, de 3 ori pe săptămână. Botoșani? Da. Și vine fiecare zi aici așa, când ai timp de el? El este alt băiat de 15 ani, care îl cheamă pana Roberto Constantin, wow. Ne reprezintă cu mândrie. Bună ziua, și Doamne ajută! De curând s-a întors de la naționalele de la București. Mamă, ce aici? Wow! Muncă e acolo! Da, și ăsta e micul panou cu... Felicitări, dragilor, felicitări, domnișoară! Ia, ziceți, domnul profesor! Micul panou cu cupele strânse de acești copii. Wow. Acolo vedem și pe unicul inegalabil Popovici. Care Popovici? Stați-l. Sus. Au, oh, dar ce caută aici? Păi la naționale. Ah, v-ați întâlnit cu el acolo, nu? Da, 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 tot timpul ne întâlnim, da. Da. Și este un exemplu pentru acest sport. Ce v-ar trebui ca să fie performanță mai... Așa sunt mai... multe, n-aș putea să... Nu vreau să zic nimic. De foarte ce mult. Nu? Zice, ar trebui o sală de forță, neapărat, ceea ce nu avem. Apa este destul de ok, uitați-vă jurnalul, arată foarte bine. Da, din perspectiva asta, da, rinișul e... Acest bazin este de agrement, nu se pot face prea multe lucruri, dar noi ne chinuim. Imaginați-vă, noi nu avem un bloc start, noi sărim la trambulin, ceea ce eu sunt foarte mândru și mă bucur că reprezint orașul Gura-Hmolul. Dacă mă poate cineva ajuta mai mult, cu brațele deschise, îmi doresc... Ce lungime au? 25 pe 25 de metri. Ai 25. De ce 25 e la standardul cumva, cum e la Suceava, da, la generală 3, nu? Exact, numai că ăsta funcționează pe principiul de agrement. Aici vin foarte mulți oameni din toată țara și eu zic că apa este foarte bună. Este. Da, e foarte cald aici. Of, dragul. Păi da. Tu ce vrei să faci în not? Tu ai luat medalii cu aia pe tine, cu aia în spate? Da? A fost și eu la un concurs, da, Suceava. O, știi să not? Sigur, sigur? La ce medalia? Dă să văd și un pic medalia. La Suceava. Cupa Mărțișoru, Asociația Județeană. Bravo! E anul ăsta a câștigat, nu? Da, da, da. Felicitări, bravo! Și uitați-vă, copilașul ăsta are 5 ani, a început la 4 ani jumate și uitați-l, are 6 medalii, se vede și în fotografie. Și face, nu uitați, face naveta de la Botoșani. Domnule, când ai pasiune pentru sport, da, dragilor... Pasiunea mea sunt copii. Schimbați-i, trimiteți-i la joc. Spor la treabă, felicitări încă o dată că existați. Hai să spuneți la revedere, da? Și la treabă. Ne vedem la treabă. Da, ne vedem și... la treabă. Îi băgați în bazin? Da, da, da. Haideți că îi vedem și în bazin. Haideți să facem și o mică, da? Ideea e că... Da, de fapt, da. Locurile ușor, facem concurs, da? Copiii fac 6 ori pe săptămână, câte 2 ori pe zi. În condițiile care sunt, eu zic că e foarte ok. Ceea ce mi-aș dori eu acum la ora actuală de la orașul Gura-Hmolului, la cât spațiu este aici, mi-aș dori să-mi fac o mică sală pentru copii. Sală de ce? De forță. Sală de forță. Pentru ei. Contează foarte mult această sală pentru ei. Am înțeles. Nu când nu mai e în apă, trebuie lucrat și foarte mult pe uscat, exact. Într-adevăr. Facem, dar improvizăm tot timpul. Cu mingi, cu corzi elastice, cu tot fel de chestii care... Greutăți. Dar sala e... E sfântă cum ar veni. E sfântă, aici, în parc la Riniș,
la gura humorului se întâmplă lucrurile pe care le-ați văzut. Dragii mei, acești copilași vin la antrenament, plătesc intrarea la bazin, o 35 de lei pe 2 ore, nici nu știu cât e. Plătesc și antrenorul, probabil, n-am nici cea mai vagă idee, dar teoretic cred că ar trebui să-l plătească pentru a obține performanțe și pentru ei, dar și pentru oraș. Unde se duc, toată lumea știe că e vorba de gura humorului. Îmi povestea domnul Pană, îmi spunea domnul Pană la un moment dat că numai participarea la naționalele de acum câteva zile l-a costat din buzunarul propriu peste 2000 de lei. Primăria face ce poate. Cât poate. Probabil că nu a putut mai mult. Eu zic că măcar intrarea la bazin pentru acești copii ar putea fi, cum să zic eu, trecută cu vederea. Ar putea fi acordată o gratuitate. Zic și eu. Plus că Arinișul și gura humorului înseamnă foarte mult pentru toată țara și pentru Suceava. Dacă domnul primar nu poate să ofere gratuitate, am să vorbesc eu cu președintele Consiliului Județean să facem un proiect ca să le oferim acestor copii posibilitatea să se antreneze pentru Suceava, să facă cinste și Sucevei și orașului gura humorului. Dacă aveți prin conturi, prin buzunare, bani care vă prisosesc, puteți să-i trimiteți. Aveți acolo în descriere, în comentarii, o să găsesc o posibilitate să introduc și asociația și contul asociației. Le mulțumesc acestor oameni că există și că fac treabă și acestor copii minunați că au timp să refuze statul pe telefoane și să vină să facă mișcare. Este extraordinar când mai găsim și oameni și copilași de genul ăsta. Vă mulțumesc frumos! Deci la gura humorului nu pot decât să vă spun că România, Suceava, încă are o speranță, încă avem viitor. Ia uite! Încă avem o speranță. Vă mulțumesc frumos! Un share, un like, am uitat să spun, seamănă foarte mult pentru noi. Restul faceți domniile voastre după sufletul fiecăruia. Eu v-am dat posibilitatea să ajutați niște oameni și niște copii minunați. Deci de la Suceava, din gura humorului, nu ne dă voie. Interzis, colcat-o pe punte. Sus inimile, dragilor.